Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip după foarte, foarte mult timp. Hei, nu uitați să dați un like dacă vreți să vedeți videoclipuri zilnice. Suntem alături de Take My Fury, bună! Da, să nu uităm meritul cui face clipuri iar. Da, bă, mi-a zis Fury să fac videoclipuri iar. Da, mă rog, mă, cam mai ideea. Dau dealii la canal. Ce? Am zis că dau dealii la canal. Da, băi, deci... no, după o pauză de videoclipuri, așa... Am zis că, hai că poate mai încerc să postez, adică oricum aveam în cap să postez eu așa zilnic, gen, să încep, să reîncep să postez zilnic, dar, nu știu mă, n-am mă, motivația aia mă, nu știu, știți cum e băieți. Bă, pare în vein cu glacial, mă bătut bădăi, nu? Așa, deci astăzi ne jucăm niște Silas Assassin, am mai făcut un video cu build-ul ăsta pe Silas, oarecum, doar că se numea noul meu main. Așa că folosim din nou contentul nu și... Nu pușeam. Da, bă, o să pușez, îți la ea în tur, vezi. Am eu un 5. În 3. Are și ea eu. Hai să-i pe. 2. Vezi că a făcut level up. Am prins-o, Nu e, n-am prins. Am murit. Aolo. N-ai smurf. Ce-ai făcut cu aia smurf ăsta? S-a pușat pe morții noștri. Tare, așa, să-ți dea ție kill. Mie să nu-mi dea, așa, să-ți dea ție. Efectiv, o intat, intenționat, să-ți dea ție kill și să nu-mi dea mie. Efectiv. Pur și simplu, intenționat o făcut-o. Și-a dat absolut tot duhul de pe planeta asta. A, da, am făcut level 2 gang, făcut, aparent. Și după aia mi-a luat... Nu, păi, că l-au început. A, da? Oh my god. Alo. Așa, guys. Am filmat și un video cu Take My Fury. Nu uitați să vă uitați și la videoclipul lui Fury. Am filmat niște ce ai jucat? Niște action. Fury a jucat niște action. Și am jucat niște am jucat varianta de Nunu. Dacă vreți să aflați. Ce? Da. Știu că îmi face reclamă acum, scuze, dar dacă vreți să aflați varianta campionului Nunu. What the fuck? Nu ce pula mea a vrut să fac, what? A, da, guys, runele, by the way, ne jucăm niște Assassin's Silas. Ca să înțelegeți. Bă, mi-a luat un blue off pe dreapta. Nu mă supăr. Ok, acum o să iau și asta. Ideea e că o să maxăm EU și o să ne jucăm așa. În general, nu faceți asta pe Silas, by the way, pentru cine nu s-a prins. Da, mă, să vezi, păi fii atent. Îmi dă freeze, na, dai, bro. Dar cred că îl omor aici, dacă joc bine. Cred că vine și-a bravo. Schemă, șustă. Dacă nu era eu ăla, muream. De unde ia, mă? Nu știu, păi, te-ai bătut cu el acum. Păi, uite ce fac. Păi, am luat și... A, vin. N-are flash. Bum. Da, n-am văzut să le iau. Ai explodat, băiatul. Guys, cred că o să merg. Bă, să mă duc Ludan sau Night Harvester? Bă, parcă mai ajunge ăsta Night Harvester. Pentru burst, da. Am 1300 fix, parcă intră Lost Chapter-ul. Ia Lost Chapter, eu zic. Părerea mea. Știi ce zic? Și mai am și mana, așa. Perelea mea. Ta. Eu sunt puțin mai tăcut pentru că nu o să vă mint, dar am avut o experiență neplăcută ultimul meci, băi. Băieți, hai să nu vorbim. Am încercat să mă joc cu Insin. Și mă jucam așa la Caterin, că gen dând disrespect la băieți, știi? Și mi-au cam dat băieții poșul ăsta, ești nebun. Și acum, da, stai puțin, că l-am cam luat pe omul ăsta pe spate, dacă ați observat, că nu mai e, gata. Nu știu care-i. Ah, celălalt. Wow, dar e legit smurf ăsta. Na, nici măcar... Vezi că chiar e smurf, fără Caterin. Joacă foarte bine, nu, pe bine joacă bine. Gen, adică acum, mă rog, știți mimul cu ăla ăsta. Mă rog, dacă știți mimul, da, e amuzat. Ăla chiar așa că de ce? Dar ca să înțelegeți, îs câteva... No. Ca să înțelegeți și voi care e faza. Îs câteva chestii care îl face gen... No, să ne dăm seama. Adică faptul că am încercat să tragă wave-ul aici, acolo când l-am omorât. No, cum o juca la level 2 acolo, a fost insane. Da, jucat super bine. Mă rog, înainte să te lase să îl omori. Mă duc după amul în junglă, că o să fie în boss, ai de auto. Ți-ai zis? E broken, Silas.
Ba, multă de Nico, e actually super good. Și dea Mumu, wow. Bă, tu vezi ce-i fac ăsta? O, n-am văzut. Dar văd că l-ai bătut în spatele turnului. Păi nu, 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 nu mai, nu mai, nu mai. N-am mai stat, îmi pare rău. Multă lume zice că eu zic la Caterinca chestia asta, dar chiar nu zic și o repet mai multe ori ca să fie înțeleasă, gen. Eu, gen, când filmez chestia așa ca să ne distrăm și, na, să fie content și chestii, nu clipuri educative, efectiv, just full content, niciodată nu o să mă vedeți vreodată că voi da, zi. Așa. Ce să dai, că... mă? Nu te aud, mă. Nu au de tryhard, scuze. Că voi da tryhard. Niciodată nu voi da tryhard. Exact în chestia asta. Că, na, mi se pare că eu știu că pot să-i bat pe ăștia. Lipsește Nico. Uite, vezi, dar aici dacă n-aș fi dat tryhard, m-aș fi dus să mă bat. M-am luat bază. Bă, am zis meciul ăsta dau. Bă, am zis meciul ăsta dau, am zis de la început. În aur. Chiar am zis de la primul minut. Dar nu prea dau pentru că, na, nu știu, adică nu știi, că poate mi efectiv for fun, știi? Pentru că dacă vreau să mă joc serios, mă joc în divizia mea, cum mă joc pe live. Și de-aia nu prea vorbesc în continuu, pentru că n-am chestia aia să pot să vorbesc gen zi. Ce? Două secunde. E greu să vorbești despre tot felul de chestii să și joci perfect. Așa, da. Gen, n-am cum. Chiar n-am cum. O, asta și eu, nu pot. Mă, n-are cum nimeni, mă. Bă, uite că lui Darius chiar iese, să știi. Da. Mă rog, tot nu joacă la maxim level. Dar vorbește despre joc, nu vorbește despre chestii random. A, da. Ca așa, dacă mă duc și aici, bă, băieți, hai să mergem pe bot aici, nu știu ce, parcă... Știi? Stai că așteptăm, stai că bituiesc, asta are eu acum. Și o să-ți dea eu cum fac asta, fie. Yep. Și AT-ul, ăsta și-a dat Q, mersi că m-ai tras aici. Hai, mersi. Ce mă acces am dat la W? Ha, mă, mai tanchez, mă. Așa. Ia uite! Doa, smurf. Cum e silasul ăsta? Stai că-mi trebuie puțin gol. Mă, se fa blue, luam. Păi. A, eu trebuie un gurdrin, că nici n-am văzut. Hai, că am ludă, nu? Așa, guys, vreau să vă zic o poveste micuță. Deci, pentru cine nu știe, eu și Fury ne-am... Mamă, mi-a fugit gura. Eu și Fury ne-am apucat de 5M, adică de GTA 5 online multiplayer, mă rog, cu român, v-ați prins server, da? Așa. Pentru cine nu știe ce e 5M, așa. Și, na, ne jucăm pe un server, se numește White România, dacă cumva sunteți interesați și vreți să ne vedeți pe acolo. Suntem genus, eu sunt online toată ziua, sunt online gen 12 ore pe zi. Bă, știu, vezi că am mai multe ore ca tine, mai doi. Hai că da. Ba nu, câte ore? Că ultima dată m-am uitat și aveai 91. Nu. Nu știu câte am, poate am mai făcut azi. Nu știu, am avut 80 ieri azi. Eu am 95. Nu, mă rog, în orice caz, guys. Eu mai trece să-l mai lași Africa. Ca să înțelegi, genul sunt online toată ziua, mă vedeți acolo când, la ce oră vreți voi, de dimineața până seara. Așa, și... Da, super amuzant. Și vrem să fac mai pe scurt, vrem să începem să facem content și cu GTA. Mă rog, vrem să începem să facem și content cu GTA, asta voiam să ajung aici. Dacă cumva n-ați văzut contentul de la Fury, au postat gen câteva, două live-uri, un videoclip, două videoclipuri. Nu, două clipuri și un live, Două clipuri și un live, n-ai făcut două live-uri. Mă rog, live-ul la al doilea nu se poate considera live, că am uitat doar așa for fun, adică doar plimbam chestii. Da, mă rog. N-am făcut nimic, wow, știi. Așa. Wait, am multă, dar unul. Guys, îi dau one shot. Băi, e broken. Așa. Nu, și ca să înțelegeți, stați că e lungă povestea până am ajuns la final. Așa. Pentru cine nu știe, mă rog, nu știu, am făcut-o pe live? Nu cred că am făcut-o pe live. Ba, pe live? Nu mai știu, mă rog, în orice caz, am intrat master pe main account. Da, apoi m-am jucat niște meciuri de solo duo. Am ajuns master 75 de lepuri, am câștigat, n-am pierdut niciun meci. I-am spart pe băieți, efectiv am smurfat în fiecare meci, am jucat perfect în fiecare meci. M-am uimit pe mine, hai să zicem că am avut meciuri bune sau am fost în winner's queue. Dar n-are nimeni ce comenta de meciurile care le-am jucat. Te scurci? M-am blocat, nu pot să mă mișc, uite-te la mine. What the fuck? What? Bro, chiar mi-a dat cancel recall. Vrei să vin? Continuă-mi de-a povestea, guys. Vin și acolo.
Ok, stai cum o găsesc. Ok, e că n-am dat nimic să nu-l iau. Așa. Mă întorc înapoi. Îi dau one shot. Dacă se bagă în ăla. A, dar nu are, mă, chef. Așa, zi povestea. Deci acolo era. Bro, ce se întâmplă? Mi-a trecut prin... E, n-a fost amuzant deloc, ce se întâmplă acolo. Oh, tu ești? What? Ce? Nu știu. Nu înțeleg ce se întâmplă. Dacă luam kill acolo, îmi luam și mage și pe stand și stack-urile, ce trist. Ce faci? Nu înțeleg, Are ulta, pai, vezi. N-am înțeles nimic de ce se întâmplă acolo. Mi-a dispărut flash-ul în aer. Guys, o să mă duc pe Lichback, e foarte amuzant. Așa. Și unde vreau să ajung din nou cu povestea asta. Deci am ajuns Master 75 de depur, bă, am fost foarte proud, adică a ieșit foarte bine meciurile până acolo. Apoi, deci eu eram pe DK 0 zile, adică gen, trebuia să joc un meci pe zi. Pentru cine nu știe, dacă ești un Master Plus, trebuie să joci un meci pe zi. Și eu sunt Challenger pe Flex, Master pe Solo 2. Deci trebuia să joc 2 meciuri pe zi. Așa, și în fiecare zi jucam câte un meci de Flex, un meci de Solo 2, știi? No. Ieri am jucat 5 meciuri de Flex și am ceva de genul, bă, destul al pentru astăzi, mă duc la 5M. Am stat pe 5M, ne-am luat cu vorba, au intrat și Fury seara, am uitat de chestii. Mă trezesc la 12 și ceva, ca să înțelegeți, resetul e la 12.45. Mă trezesc la 12.40 pe acolo. Mă trezesc, bă, eu am jucat solo 2 astăzi, ia stai să verific. Că mi se părea mie că am jucat multe meciuri, dar nu știam dacă am jucat solo 2. Nu mai țin aminte. Intru și văd că, bă, you will DK next update. Și aveam 3 minute și gen, nu poți să intri în meci, că nu se pune. Trebuie să, gen, termini meciul înainte să se facă și 45. Și eram ceva de genul, no, aia, mi-au DK. Și mi-au luat DK până în Diamond 1. Cam asta-i povestea, băiți. Returned to origin. Deci, am fost atât de, gen, prins de 5M, încât mi-am luat DK pe solo 2, din picul meu. Și măcar nu i-a apăsat. Nici măcar nu i-a apăsat. Așa mult. Mai ce 75 de lupuri, se fac înapoi. Mă rog, păcat că mi-a scăsut gen 100 de lupuri, dar, no, hai. Adică dacă lăsam asta 0 lupuri, mai ziceam și, nu mai trebuie să joc 2 meciuri, că probabil o să-mi dea 24, că... Nu-mi dau ei 20, bă, actually ar putea să-mi dea 25 fără Caterinca. Băi, n-am multa. Doamne, cum mă joc? Nu mă joc. Ce se întâmplă? Cine dă damage în mine? Că nu ți-ai, că mă pompează ăștia. Mă uflă. Mă rog, putea să iasă mult mai bine, dar a fost unlucky. Avem Lich Bane în bază oricum și acum mai batem ca lumea. Așa. Eu nu m-am dat direct. No, și-am dat decays, Diamond 1 înapoi, Diamond 1 75 după. Tihi. Așa. Așa. Și ideea e că vreți să ne apucăm să filmăm și noi de astea, că scătări încă rău. Mă rog, ar fi super tare să facem 5M, numai că știți care e ideea, guys. Eu nu mă prea pricep la roleplay, să zicem așa. Deci în 5M e baza pe roleplay. Cine dracu să pricep eu? Nu știu, nu că nu mă... Adică, no, gen pot să fiu pe acolo, dar nu știu, mi se pare extrem de... No, cringe momentan pentru mine, nu știu, eu nu pot să fac, știi? Și ce zic? Și mă gândeam că eu aș putea să fac o serie cu gen... No, ca să înțelegeți, eu sunt moderator acolo, sau mă rog, admin, ce vreți voi, toate rancurile, fondator, ce vreți voi pe acolo, așa. Și gen, aș putea să fac... videoclipuri sau live-uri, mă rog, de preferat videoclipuri. Știe Fury de ce? Da. În da, care... What the fuck, ce ai făcut la aia? Ce? Adică ce am făcut la aia? Așa. În care să fac, pentru cine nu știe, mă rog, tichete pentru cine știe și gen pentru cine nu știe, gen să ajut playerii, gen fiecare player poate să cheme adminul la el din o comandă, mă rog, din telefon. Și eu vin acolo și ajut, gen, nu-mi zice, bă, băiatul ăla a făcut nu știu ce, a încălcat nu știu ce regulă, se plâng pe acolo, se bat, își zice unul la altul, se înjură, se alea, alea, și gen, sunt niște faze mega, mega amuzante și, gen, chiar e content ca lumea. Poate să garanteze Fury asta.
Bă, eu tot zic că ar fi mai bine să faci roleplay cu noi. Bă, roleplay să nu mai fie cringe, bă, bă, ziceți-mi să nu mai fie cringe așa. Dar oricum te pricepi, adică nu e... Dar cum am luat assist la partea? Cum am luat assist? Încă ai râdat, mă? Da. Nu așa. Aoleu. Mi-e rău. Nu moare. Nu moare. Dar cred că mori tu. Nu mor. Joc bine câștig? O, oh, prins-o și pe Sena. S-au mai făcut niște vălăți. Salut! A, merge, ai omorât bază. Iar dau ăștia în dubă că l-am video meu. Am zis de video tot, nu? Da. Da, bă, iar dau ăștia în dubă. Bă, oare, știi ce mă gândesc? De când n-am mai făcut videouri cu tine? Adică eu am mai făcut videouri cu tine. Da. Eu am făcut mulți abonați de când n-am mai filmat gen mult împreună. Și? Nu, nu înțeleg. Și ce, poate nu te știu mulți. What the fuck, am abonații mei? Ciudat. Da, cred că la League of Legends a ajuns un punct în care toată lumea știe pe toată lumea. Nu, legit, adică gen... Chiar dacă s-au abonat la tine 4000 de oameni, pariez 2000 de ori că te știu mult mai mult de atât. Păi, nu, cred și eu, da. Dar acum, guys, nu încerc să fiu eu... arogant sau ceva, da? Bă, știe lumea dintr-un motiv sau altul. Ia. Yeah. N-am ultă de amul. Vreau ultă de Nico. Bă, eu vin în fo... Uite-te și tu. Vreau că-s blocat. Nu mă întreba. Moare aia de un pula. Nu. Am shield. Am murit. Nu cred. A, ce ai făcut? E broken, nu știu. Bati tu. Stai un puțin, că mi s-a... Bă, cum a tras asta? Nu, bă, guys, din nou, dacă vreți videoclipuri zilnice, știți voi, alea, dați voi acolo un like să... Să văd eu acolo că vreți, știți? Știți ce zic? Și trebuie să fac cu live-urile când le facem, asta e cea mai mare problemă momentan. Să văd când facem live-urile, că probabil o să schimbăm iar ora. Nu o să facem de dimineață, pentru că nu-i nimeni dimineața. Unul la mână, aia care se trezesc, mă rog, care se duc la școală de după masă, nu o să vină la 10 dimineața pe live. Ei l-au pus să moară? Și ceilalți sunt la școală, așa că nu prea mersi să fac live-uri dimineața. Jungle Deep, well... Da, guys, i-am spart. Ăsta o să fie videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut și chestia asta care am adăugat aici cu, cu tastele, cu alea, gen... Sper că e tare. Da, mă rog, ăsta o să fie videoclipul de astăzi. Nu uitați că dacă vreți să vedeți, să primiți notificări când postez live-uri sau videoclipuri, puteți să intrați pe Discord în descriere. Acolo se dau notificări tot timpul, la fiecare video sau așa. Și dacă vreți să mai vedeți ce mai fac eu IRL chestii, aveți Instagram-ul meu în descriere. Hei, hei! Și nu uitați să vă abonați și la Take My Fury dacă nu sunteți abonați. Hei! Mulțumesc! Alte adiții, Take My Fury? Nu, cred că am acoperit tot. Ne auzim la următorul clip, să sperăm că este cu Fiverr. Da, guys, sper că ne auzim de acum în fiecare zi. V-am pupat! Pa, chat!